Rata de promovare la proba scrisă a examenului de titularizare după contestații este de 86,63%. Astăzi am afișat rezultatele finale la concursul pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul preuniversitar. Avem o creștere de 2,61% în termeni procentuali la promovabilitate. Asta însemnând 15 candidați care inițial au obținut note sub 5 și care acum au note peste 5. Global avem 298 de candidați cu note peste 7 care vor putea fi repartizați începând de pe 8 august, în data de 8 august, pe posturile publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Avem 201 candidați cu note între 5 și 7 care vor putea fi repartizați doar pe perioadă determinată și cei 77 de candidați care au rămas cu note sub 5. Dacă unii profesori au reușit să obțină o notă mai mare în urma contestațiilor, alții au avut o surpriză neplăcută când au văzut că notele le-au fost micșorate. Au fost cadre didactice căruia li s-a scăzut nota? La contestații, ca la orice examen, diferența de 0,5 puncte în sus sau în jos modifică nota sau nu modifică. Au fost note care au crescut, au fost note care au scăzut, dar nu semnificativ. Pentru a obține un post la catedră pe perioadă nedeterminată, dascălii trebuiau să obțină minim nota 7 la examenul de titularizare.